Dragilor, haideți să vă arăt ce pregătesc astăzi de mâncare, ce fac eu pentru o zi. Am pus aici în tavă 2 ardei grași, o vânătă pentru că vreau să fac puțină salată de vinete doar pentru mine. Ardeii grași am să-i folosesc pentru o altă salată cu vinete, o să vă arăt ce am să fac. Și dacă tot am aprins cuptorul, am pus și câteva ciupercuțe pentru a le coace la cuptor, să vedeți cât de bune sunt. Am să le pun în fiecare orificiu, la fiecare ciupercuță, câte puțină sare și puțin ulei. Aici fac o mâncărică de năut. V-am arătat-o eu în alt video. Dacă o să căutați la mine pe pagină, o să găsiți mâncarea de năut. Eu o fac foarte simplă, cu ceva legume, puțin chorizo, cum se spune aici. E un fel de cârnați de la noi. Și cu năutul care deja este fiert, decât îl scot de la borcan, îl spăl foarte bine și îl adaug. Revin la legume. V-am spus că am să pun așa câte puțină sare la fiecare orificiu de ciupercuță, pentru ca ele să aibă puțin gust. Bineînțeles și peste piciorușele acestora. Peste vinete și ardei nu am cum, pentru că ele au piele, dar acestora le pun așa câte puțină sare. Și de asemenea puțin ulei, foarte puțin, decât câte o picătură așa de ulei pe deasupra. Am încălzit cuptorul la 240 de grade, la putere aproape maximă, și le voi lăsa să se coacă foarte bine. Este bine să profităm în momentul în care avem cuptorul încins, să facem mai multe lucruri deodată, pentru că dacă tot este încins, să nu consumăm curentul degeaba. Salata de vinete cu ardei am să folosesc și aceste două vinete pe care le voi decoji, iar apoi am să le tai în cubulețe. Pe acestea le voi fierbe. Așa voi face salata de vinete, cu vinete fierte și ardei copți. Veți vedea pe parcurs. Am terminat de tăiat și vinetele. După cum vedeți, eu le-am tăiat așa în cuburi mari, pentru că ele în timpul fierberii vor scade foarte mult. Am pus aici o oală cu apă la foc, în care am să adaug și puțină sare, cam jumătate de linguriță de sare, pentru că aici voi fierbe vinetele. În momentul în care începe să fiarbă, adaug vinetele. Iar aici, după cum vă spuneam, fierbe mâncarea de năut. I-am pus și puțin hamon sau jambon, cum îl cunoașteți în România, usturoi, 2 cartofi și o las să fiarbă până când legumele sunt gata. După ce sunt gata legumele, după ce sunt fierte, am să adaug și năutul, care, v-am spus, este deja fiert, îl scot din borcan, îl spăl și îl adaug. Când apa începe să clocotească, adaug vinetele în gratiță, le pun cu grijă, mai cad și pe jos, mai cade câte una și pe jos. Iar dacă mai este nevoie să mai adăugăm apă, mai adăugăm. Dacă nu, le lăsăm așa, pentru că ele vor scade foarte mult. Vedeți? Am să vă arăt acum. Dacă apăsăm puțin peste ele, ele se vor îngropa în apă. Le lăsăm să fiarbă așa aproximativ 4-5 minute. Nu mai mult, pentru că ele se vor înmuia foarte repede. Sunt foarte fragede și se vor înmuia foarte repede. Am tot și ardei și vânăta pe cealaltă parte. Ciupercile le-am mai lăsat puțin, pentru că ele deja au format puțină apă în interiorul lor și am să le las să se gătească așa un pic, după care le voi întoarce și cu gura în jos. După ce s-au fiert vinetele, le-am scos într-o strecurătoare, am să le las acum să se scurgă foarte bine și să se și răcească totodată, iar după aceea voi scoate și ardeii de la cuptor. Am întors și ciupercile pe cealaltă parte. Am să le mai las, cred că, aproximativ 10 minute, pentru că și ardeii sunt aproape făcuți și vânăta la fel. În total au stat la cuptor aproximativ 40 de minute. La mâncarea de năut, cartofii deja sunt fierți. Am băgat furculița în ei, ia uitați. Morcovii sunt și ei fierți. Chorizo la fel. Am aici și un ibric cu apă fierbinte, pentru că în momentul în care scade apa de la mâncarea de năut, eu mai adaug apă fierbinte pentru a completa. Acum voi adăuga și năutul. Și mai las să dea câteva clocote, nu lăsăm să se sfărâme cartofii, dar lăsăm să fiarbă puțin. Dacă mai este nevoie, mai adăugăm și puțină sare.
Eu am săpun foarte puțină pentru că am pus acel hamon care era foarte sărat și nu vreau ca mâncarea să iasă foarte sărată. O las să mai dea câteva clocote, iar apoi opresc focul. Am scos legumele de la cuptor, v-am spus, au stat 40 de minute. Ciupercile s-au rumenit foarte frumos, ardeii sunt și ei copți, vânăta la fel. Scuzați zgomotul de pe fundal, este mașina de spălat. Mâncărica de năut este și ea gata. Acum merg să adun niște pătrunjel și să-i pun pe deasupra. Punem și verdeața. Și gata, este mâncărica. Ce vroiam să vă spun, eu la acest fel de mâncare nu pun ulei, deoarece acel cârnat conține foarte multă grăsime. Hamonul are și el un pic de grăsime, așa că nu mai este necesar. Am așezat ciupercuțele pe un platou. Acestea le vom servi la cină. Este o cină foarte ușoară, sănătoasă. Putem să le însoțim cu ce ne place, cu un file de pește sau un file de piept de pui, depinde de fiecare cu ce îi place. Sau pur și simplu faceți un sos cu usturoi și este extraordinar de bun. Vinetele s-au scurs, le-am pus într-un recipient, recipient de sticlă, iar aici am ardeii pe care i-am decojit, i-am curățat de semințe. Acum îi las să se răcească puțin, după care am să-i tai în fâșii subțiri. Am adăugat și ardeiul peste vinete. Ce voi face acum, am să pun și zeama de la ardei, care și-a lăsat-o în farfurie, pentru că va da un gust foarte bun salatei. Iar acum nu ne rămâne decât să o dregem cu sare. Trebuie să punem și usturoi. Eu am un grăunte de usturoi pe care l-am tăiat în 4 bucăți, dar prima dată l-am secționat și i-am scos germenul din interior pentru a nu da un gust foarte puternic de usturoi acestei salate. Noi obișnuim să o folosim ca garnitură pentru mâncare și de aceea va sta la frigider aproximativ 2-3 zile. Iar usturoiul, dacă stă atâta timp în salată, va da un gust foarte puternic. Așa, scoțându-i germenul, nu va mai da acel gust foarte puternic. Adăugăm și ulei de măsline. Eu am pus așa la ochi, aproximativ 3-4 linguri. Punem și sare tot așa, după gust. Eu am pus cât cuprinde 2 ori între cele 3 degete. Și de asemenea oțet, oțet de mere, 2-3 linguri de oțet de mere. Amestecăm totul foarte bine și gata, este salata. Amestecăm bine. Important este ca acest tip de salată să o lăsăm la frigider să se odihnească câteva ore, pentru că în acest fel își va lua foarte bine gustul de la usturoi, de la oțet și de la ulei, bineînțeles. Multora dintre voi vi se va pare un pic ciudată această salată, modul ei de preparare, dar să știți că este foarte sănătoasă. Eu am învățat să o pregătesc aici, în această zonă în care am venit acum mulți ani în urmă și chiar am fost încântată pentru că este gustoasă, este sănătoasă și mai ales ajută foarte mult celor care suferă de constipație. Eu sunt una dintre acele persoane și trebuie să vă spun că mă ajută foarte mult. Eu pregătesc așa, din 2 ardei, 2 vinete, o pun la frigider și am cam pentru 3-4 zile, nu doar pentru mine, pentru mine și pentru soțul. Și o consumăm, v-am spus, ca garnitură la orice tip de mâncare. De exemplu, la mâncarea pe care am pregătit-o astăzi, la mâncarea de năut, folosim și un pic de salată din aceasta. Este extraordinar de bună. Am decojit și vânăta, pe care am să o fac sălătică. Eu am să o crestez un pic pentru ca ea să se scurgă, da? O las puțin aici pe masă să se scurgă pe acest capac. După care o pisez, îi pun puțină sare, puțin ulei de măsline, puțină ceapă. Eu folosesc ceapă foarte puțină la salata de vinete și cam atât. Dacă vă place, puteți să puneți și maioneză. Eu de obicei folosesc doar ingredientele de bază: sare, ulei și puțină ceapă. Și este ideală pentru cină sau chiar și ca aperitiv înainte de masă. Eu am făcut dintr-o vânătă pentru că nu consumă altcineva în familie salată de vinete.
Înainte spunea, nu băgați lingură de fier sau cuții de fier pentru că se oxidează vânăta și, în fine. Practic, vânăta, acesta este efectul ei, se oxidează. Este o legumă care oxidează foarte repede. Poate îmi spuneți voi în comentarii care este secretul. Direct în bol și cu un pisălog o pisez foarte bine. Deci, procesul este foarte ușor. Este gata și salata de vinete. Eu o să las să se răcească foarte bine, după care am să o pun la frigider. Este foarte bună cu crutoane de pâine sau chiar și cu crutoane de legume, cum ar fi cu ardei gras sau morcovi. Dragilor, eu am cam terminat treaba în bucătărie pe ziua de azi. Nu rămâne decât să fac puțină ordine și să ne așezăm la masă. Eu vă doresc tuturor să aveți o zi cât mai frumoasă și, bineînțeles, spor la gătit!